Cum pandemia ne-a luat pe toți prin surprindere atunci când s-au impus măsuri drastice de carantinare și de izolare, la fel ca toate persoanele din lumea întreagă și românii au fost nevoiți să stea zile întregi între patru pereți, tânjind după un pâlc de verdeață sau după un colțișor din natură. În acest context, romașcanii și-au schimbat gusturile în privința imobilelor, căutând mai cu seamă case cu grădini sau locuințe cu spații verzi, în preîntâmpinarea unei situații similare celei din lunile aprilie-mai, când autoritățile au impus măsuri de izolare la domiciliu. Pandemia a schimbat foarte mult optica în ceea ce privește căutările de case. Se pune foarte mult accent acum pe o casă cu curte sau un apartament cu o ieșire undeva la un părculeț. Ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă să stai între patru pereți timp de o lună de zile și să nu ai ce face efectiv. Și atunci, în eventualitatea, să spunem, în care se va reveni la o carantinare generală, e mai bine pentru cine își poate permite, evident, să caute o casă, dacă se poate. Un colț verde, cel puțin. Un colț verde, da? Evident, balcon, o grădină. Ieșire, adică, din această perspectivă, s-a schimbat puțin gustul romașcanului și al omului de al locului de aici și nu numai, cred că este un trend, cred, în toată general, lumea. Da, general. În ceea ce privește domeniul imobiliar, antreprenorii spun că măsurile luate de la nivel central nu au fost și de partea lor în această perioadă de stagnare. Personal, la nivelul meu de antreprenoriat, nu mă ajută absolut nicio măsură din cele luate de către guvern până acum. Și din ceea ce am discutat cu mai mulți colaboratori care au și ei firme, nici pe ei nu-i ajută nici într-un fel. Într-adevăr, ajută foarte mult firmele foarte mari, care sunt deja capitalizate companiile, și care pot, da? Companiile, da, care sunt deja capitalizate, pot ajunge la un credit bancar. Ok, e ok, posibilitatea de a accesa un credit bancar este extraordinară, pentru că să recunoaștem, fără capital nu se poate lucra. Și îți poți recăpăta forțele cumva e după adevărat. O perioadă de stagnare. E adevărat, dar noi, antreprenorii, ne gândim și în viitor. Deci de unde? E practic un împrumut. Trebuie plătit. Care trebuie plătit. Uh-huh. De unde? Și întrebarea asta rămâne, indiferent că ai acces sau nu ai acces la acel împrumut. Sunt tot felul de axe, sunt tot felul de programe, IMM Invest, am văzut și alte credite pe care le oferă băncile. Dar îndeosebi, cum ați spus, pentru companiile mari. Sau? Dar ele sunt foarte ușor accesibile tot pentru cei care au deja, nu pentru cei care, cum suntem noi, firmele românești cu capital 100% românesc, firme mici, care suntem majoritari până la urmă. Deci noi, firmele mici, în țara asta suntem majoritari. Da, e adevărat, sunt și câteva companii foarte mari, dar ele sunt deja capitalizate. Uh-huh. Adică, în ce sens capitalizate? Ele au un capital de lucru, adică bani, foarte mulți, pe care să-i ruleze. Uh-huh. Firmele mici se bazează pe vânzările viitoare, indiferent că vorbim de o firmă de comerț, de o firmă de televiziune, de o firmă de imobiliare, de construcții. Totul se bazează pe vânzările viitoare și planurile de afaceri se fac întotdeauna în viitor. Deci nu se fac de pe un an pe altul. Un amplu interviu realizat cu Loredana Călian, administratorul agenției imobiliare Avantaj, va fi difuzat luni la Roman TV.